Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, 3 mituri și adevăruri despre perioada comunistă. Un sondaj recent arată că peste jumătate dintre români cred că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine, sau mai degrabă că la ora actuală situația este mult mai rea. Ce spun însă cifrele? Cât de puternică era economia României comuniste și cât de bună era viața românilor? Primul mit. PIB-ul. Să începem cu produsul intern brut, deoarece unul dintre principalele argumente în favoarea mitului prosperității României comuniste este forța economiei dinainte de 1989. Din păcate, lucrurile stau complet diferit. Conform estimărilor OECD, care utilizează dolarii internaționali 1990, o valută artificială care se raportează la puterea de cumpărare, în 1989 PIB-ul pe cap de locuitor era de 3.941 de dolari, în 1986 depășind chiar 4.200 de dolari, ajungând la cel mai mare nivel din perioada comunistă. În 2020, însă, tot potrivit OECD, PIB-ul pe cap de locuitor era de aproape 32.000 de dolari internaționali. Pe de altă parte, tot potrivit Băncii Mondiale, Bulgaria avea în 1989 un PIB per capita de 2.366 de dolari, iar URSS de peste 3.400 de dolari. Ori atât vecinii de la sud de Dunăre, cât și actuala Federație Rusă sunt acum mult sub noi la acest indicator. Practic, la ora actuală, PIB-ul pe cap de locuitor în România este de 6 ori sau chiar de 8 ori mai mare decât pe vremea lui Ceaușescu, în valori ajustate la inflație. Și toate acestea în ciuda faptului că producem mai puțin energie sau oțel. Producem însă alte bunuri cu valoare adăugată mult mai mare, cum ar fi servicii IT, care în 1989 pur și simplu nu existau, iar unele industrii, cum ar fi cea extractivă, s-au restrâns fie din cauza epuizării resurselor, fie din cauza că erau extrem de poluante, ca în cazul călbunelor. Mitul numărul 2. Agricultura. Un alt mit, susținut chiar și de către Ministrul Agriculturii, e că producția la hectare era mult mai mare înainte de 1989, însă, chiar și luând raportările fictive de pe vremea lui Ceaușescu în considerare, lucrurile nu stăteau deloc așa. De pildă, în anii 80, planul la grâu prevedea o producție medie de 4 tone pe hectar, însă Ceaușescu însuși admitea că nivelul e mai degrabă de 3 tone pe hectar, iar miniștrii se înclinau mai degrabă între 1,5 și 2,5 tone la hectar, o estimare puțin mai rezonabilă. În 2022, un an mai degrabă slab pentru agricultură, producția la grâu a fost de 5 tone la hectar. La porumb s-a atins un nivel similar, dar în 2018 se produceau chiar și 7,6 tone pe hectar. În comparație, în ultimii ani ai regimului comunist, producția medie era oficial undeva sub 3 tone la hectar. Al treilea mit. Siguranța locului de muncă. Aici calculele sunt mai complicate și miturile mai greu de demontat. De pildă, se spune că toată lumea avea un loc de muncă sigur pe vremea lui Ceaușescu. De fapt, se făceau concedieri, iar mulți muncitori se trezeau cu salarii fantastic de mici. Revolta de la Brașov din 1987 a scos la lumină câteva cifre. Astfel au fost concediați brusc 2.500 de salariați de la Tractorul și 3.000 de la Steagul Roșu, ambele uzine simbol ale regimului, fiecare cu peste 20.000 de angajați. Iar în cazul neîndeplinirii planului s-au făcut rețineri din salarii, unii muncitori ajungând să primească doar un leu pe lună, salariul mediu net fiind oficial de 2.872 de lei.